La început de 2024, haideți să vedem cele mai norocoase, cele mai valoroase pack-uri din 2023, atât din FC Mobile, cât și din FIFA Mobile 23. Și înainte să începem, lăsați un comentariu, spuneți-mi care e cel mai norocos pack al vostru din 2023. Începem cu un pack de la Mystery Signings, eveniment care a început odată cu FIFA Mobile 23 și era cam spre final de sezon, de asta vedeți că avem Nesta de 114 și în partea dreaptă, după 3 săptămâni, avem garantat un jucător de 115. Și nu orice jucător, vedeți că avem și Messi și Bellingham care încă era la Dortmund. Mbappé, Lewandowski, Kevin De Bruyne, Osimhen, o grămadă de carduri bune. Da, hai să vedeți pe cine prind aici, pentru că din păcate nu e Messi, dar destul de aproape, foarte șmecher animația cu Ultimate Team of the Season, atacant de la Barça și e Lewandowski de 115. Nu prea pe placul meu, speram să fie Messi, să pot să-l bag în echipă, dar cred că se putea și mai rău de atât când vine vorba despre jucători și costa 1 miliard de bănuți aproape. Mai durează ceva până ajungem iar la jucători de 114, dar probabil că vom ajunge până la urmă. Trecem mai departe la un pack retro. E, și măcar aici să fie puțin noroc, pentru că e pack-ul 10, unde avem garantat un jucător 110+. Totuși, sper să nu fie doar de 110, sper să fie mai mare de atât. Primul walkout, Team of the Season, e francez. Hai cu Mbappé, e Kylian Mbappé, de 112. E, nu știu cât mai costă în ziua de astăzi, dar la un moment dat era foarte, foarte scump, 300-400 de milioane de bănuți cred că costa, a scăzut probabil, dar hai să vedem până unde a scăzut, până la 300 nu e rău deloc, l-avem și pe Kudus, dar Mbappé e cardul cel mare pe care l-am prins, după 10 pack-uri, în sfârșit ceva bun, în sfârșit ceva bun și o să-l și vindem. Da, foarte scump exchange-ul ăsta, în jur de vreo 5-6 milioane de bănuți, pentru că vă spuneam, atacanții de 84 plus sunt extrem de scumpi, dar avem walkout garantat, să vedem cine e băiții, e de la Winter, e columbian, e Diaz, de 91, yes! Cred că va costa ceva bani, băiți, mai ales că îl fac în primele ore de când a apărut, deci cred că trebuie să fie vreo 25-20, hai să fim optimiști să vedem cât e. BOOM! 40 de milioane de bănuți! Acum va fi greu să-l vând, dar oricum, băiți, o să încerc, o să vă spun ce se va întâmpla, dacă am reușit sau nu, dar foarte, foarte bine ce am prins aici. Din păcate n-am putut să-l dau chiar cu 40, dar bune și 37 de milioane, plus o grămadă de bani pe ceilalți jucători pe care vedeți în partea dreaptă, tot de la Winter. Și trecem mai departe la unul dintre cele mai norocoase pack-uri la început de sezon de FC Mobile. Foarte, foarte mici șanse să prindem ceva bun. Avem 6 pack-uri, hai să deschidem câte 2, să vedem peste cine dăm aici. E walkout din primul pack. E Icon! E Icon brazilian, cam. Cine? E Ronaldinho? Roni de 91, bine! Mamă, mamă, din primul pack așa ceva. Adică da, aveam nevoie de un cam, dar totuși 91 Ronaldinho. Păi, ce să mai spun acum despre eveniment? Pentru mine văd că a meritat jucat. Nu știu ce ați prins voi, dar da, din primul pack Ronaldinho, un super super card, am jucat cu varianta lui gratis de 86 și mi-a plăcut. Da, păi varianta de 91 bănuiesc că în joc e super. Și la cât costă poiți, probabil că nu-l voi vinde, cred că îl bag direct în echipă. Pentru locul 6 mergem spre final de sezon de FIFA Mobile 23, unde puteam lua de pe store niște premii foarte bune cu aceste puncte. Avem și jucători de 114, avem și jucători de 115 și de 116, dar aveam puncte doar pentru un jucător de 115, deci știm sigur că va fi de 115, dar a fost noroc mare, pentru că uitați-vă cam ce jucător am prins, un Prime Icon, dar nu orice Prime Icon, probabil cel mai bun Prime Icon și chiar jucătorul pe care mi-l doream, da, e vorba despre Gullit de 115. Printre cei mai buni mijlocași din joc, toată lumea îl vrea în echipă, atât anul trecut cât și anul ăsta. Deocamdată n-a primit o variantă Prime Icon în FC Mobile, dar odată ce primește, îl bag și eu în echipă dacă pot și dacă nu va costa cât costa anul trecut, 1,4 miliarde de bănuți. Dacă vă e dor de cardurile peste 100 overall, dați-mi un like la videoclip să văd că sunteți acolo și trecem mai departe la top 5. Să vedem totuși la final care dintre băieții ăștia sunt tradable și care sunt untradable, pentru că bănuiesc că mulți nu se vor putea vinde. Bun, băieți, ultimul pack,
ultima șansă la un card bun de 95, pentru că trebuie să pice până la urmă ceva bun. N-are cum să ne țină doar în Riken și în Kanu. Hai să vedem, din pack-ul ăsta avem un olandez CDM. Dacă e Raikard e bine, e... Oh, yes! Nu a fost să fie Messi de 95, dar până la urmă e un Prime Icon de 95. Raikard, probabil cam cel mai bun Prime Icon care putea pica de acolo. Nu știu dacă puteau fi și alții, dar da, Raikard, 50 și ceva de milioane de bănuți. Yes! Mai puțin. Bun, trecem mai departe la pack-ul numărul 5. Hai să vedem peste ce jucător dăm de data asta, din ce țară este. Germania, ok, cam, bun, bun. De la Leverkusen, cine e? 114 overall. Primul 114 pe astăzi. Ăsta da noroc. Chiar nu știu care e șansa să-ți pice un 114, dar nu cred că e mare deloc. Peste un miliard costă. 1 miliard 120 de milioane de bănuți. Mamă, mamă, ce noroc. Acum să vedem cu cât putem să-l vindem, pentru că ăsta e jucătorul care e și la PES. Și dacă vă amintiți, era 1 miliard 120 de mii de bănuți, l-am tot pus la vânzare, l-am tot pus la vânzare, o zi, 2, 3, 4, 5, 7 și după cum vedeți, de-abia după o săptămână s-a dat cu 575 de milioane de bănuți. Da, nu mă plâng, pentru că bine că s-a dat și așa, bănuiesc că ăsta va ajunge la 333 de milioane, preț minim pentru un 114. Toate că se putea și mai bine. Încă 5 pack-uri de deschis. Hai să vedem peste ce dăm aici. Walkout. În sfârșit, walkout. Ia să vedem cine e. Cred că e Kvaratskhelia. Este, dar ce variantă? Ce variantă poate? Varianta Retro Stars. Bine mă, 115. Aproape 6% șanse să-ți pice ăsta. Bine mă așa, bine, bine, bine. Mi-a dat numai prostii până acum, numai jucători de 106, de 107, dar și când ne-a dat ceva, no, ho-ho, e bine rău de tot. E bine rău de tot și suntem doar în a treia zi de event, deci bănuiesc că încă mai costă ceva bani frumoși. Ia să vedem, 1,4 miliarde de bănuți. Așa da, băiți. Da, vestea cea mare e că am reușit să-l dau pe Kvaratskhelia cu 1,4 miliarde de bănuți. Cred că l-am pus de vreo 3-4 ori maxim. O să ne ia ceva bani după ce-l colectăm de aici, dar totuși, preț mare. Cum spuneam, avem nevoie de Thierry Henry pentru a face toate aceste exchange-uri pe lângă puncte. Ok, băieți, încă o dată, încă o șansă, îl avem pe Thierry Henry, avem 1500 de puncte Founders. Să vedem ce găsim în pack-ul ăsta. Este un jucător portughez. Hai că e bine, atacant. Cristiano! Bine mă! Bine așa! S-a spart tot ghinionul, băieți. Tot ghinionul pe care l-am avut până acum și probabil s-a dus norocul meu pentru următoarele luni, dar ce card ne-a dat! Cred că e cel mai bun card de 119 care putea pica. Mai bun de atât, cred că doar Messi era pentru echipă sau Haaland. Dar dacă e să-mi pice ceva de 119, n-am cum să nu fiu fericit cu Cristiano. Foarte, foarte bun pentru echipa actuală și, mai important, foarte bun pentru viitorul sezon, unde voi primi un card de 93 de-a lui. Ăsta da noroc, Cristiano Ronaldo dintr-un pack. Ronaldo trebuia să fie pe primul loc, doar că acum vreo câteva zile a dat norocul peste mine la Challenge Mode, varianta de weekend, unde pot pica jucători mai buni de la Winter Wild Cards. În pack-ul ăsta pot pica jucători între 88 și 95, așa că hai să vedem peste cine dăm. E Icon, e German, ok, e mijlocaș. Cine po... E Balak? Da! Mă gândeam că e varianta de 89, băieți, dar e varianta de 94. Ăsta trebuie să fie cel mai mare noroc pe care l-am avut vreodată când am deschis un pack, băieți. Cele mai mici așteptări, dar wow, ce premiu, ce premiu. Și valorează 150 de milioane de bănuți dintr-un pack gratis, doar pentru că am jucat la Challenge Mode. E, da, s-a dus norocul pentru următoarele 7 luni, băieți, dar da, cel mai bun pack pe care l-am primit probabil vreodată, nu știu, wow. Și dacă vreți să mai vedeți și alte pack opening-uri, dați pe videoclipul din partea dreaptă. Încă o dată, la mulți ani pentru 2024, ne auzim data viitoare!